prim vicepreședintele Federației Naționale Mine Energie, Ion Rușeț, susține înființarea unei comisii de renegociere a pachetelor de performanță în CEO. Nu specifică însă dacă în bine sau în rău pentru angajați. Noi avem în vedere și convocarea unei comisii de negociere, probabil în luna decembrie sau ianuarie, pentru a discuta un act adițional privind pachetul de performanță pentru 2014, adică indicatorii pentru anul 2014 în ceea ce privește pachetul 1, 2 și 3, pentru că am avut o situație în 2013, acum avem o situație în 2014. Anul 2013 a fost unul extrem de greu pentru angajații complexului Oltenia din cauza faptului că nu au mai beneficiat de prime care le-ar fi rotunjit veniturile. Pentru prima dată, primele s-au acordat în funcție de realizările echipei de conducere, iar cum indicatorii de performanță nu au fost nici pe departe atinși, oamenii nu au mai beneficiat de stimulentele financiare. Sindicaliștii vor acum acordarea primelor după alți indicatori de performanță.